Mereu când eram mică, mama îmi spunea, într-o zi îți vei pierde și capul. Din fericire, încă nu l-am pierdut, cred. Dar de mică pierdeam lucrurile și pierdeam într-una lucrurile și chiar dacă aveam 10.000 de penare și de compartimente în ghiozdan și de compartimente sub bancă, eu îmi pierdeam lucrurile. Nu e vorba de că sunt eu absent-minded sau ceva, că sunt uitucă, că sunt... Nu, pur și simplu mă iau cu altele, mă duc acasă și văd că îmi lipsește o chestie. Între timp am mai remediat din problema asta, cred. Dar toată faza asta se întâmpla prin clasa a 6-a sau a 7-a. Nu reușeam de nicio culoare să-mi găsesc rigla. Tabora de mate era că să desenăm, să facem, să tregem. La un moment dat, nu mai știu cum a decurs exact discuția, aveam o colegă de bancă, o prietenă, tipa care era satanistă, de fapt, îmi cerea într-una să-i împrumut rechizitele. Și mi-a mai cerut o chestie și eu în momentul ăla mi s-a prins beculețul că ei îi dădusem rigla și că eu nu sunt proastă și îmi pierd lucruri și că ei îi mai dau lucruri și nu le găsesc. Mi-a cerut nu știu ce, un pix sau ceva de genul și a spus, băi, am pixuri și așa, nu că nu vreau să-ți dau, dar te rog frumos, dă-mi-le și înapoi, știi? Că dacă... mai dăm puțin timp. Zici că cine știe ce i-am cerut. Zic ea pixul, nu știu ce. Trec zilele, ea se comportă din ce în ce mai ciudat, din ce în ce mai dubios, e din ce în ce mai reticentă când vine vorba de a-mi da lucrurile înapoi. Într-un final m-am și cumpărat altele, că deja nu m-a interesat. Și la un moment dat mi-a cerut, aveam eu un marker de la Fountain, nu știu cum se cheamă, ăla universalul, ăla marker dreptunghiular cu capac negru pentru highlight și așa, și mi l-a cerut pe ăla și ăla chiar avea valoare sentimentală. Avea valoare sentimentală și iubeam markerul ăla, gen, îl adoram și îl țineam mereu cu mine, ziceam că e norocos, nu l-am pierdut niciodată, mereu făceam așa foarte subțire cu el ca să nu-l consum, să nu se termine. Și mi l-a cerut ca să sublinieze nu știu ce, pe caiet sau ceva de genul, și mi l-am dat, nu știu ce, m-am dus în pauză și ajung acasă și realizez că mi-am lăsat markerul preferat la ea. Zic, băi, frate, așa ceva nu e posibil, gen, tipa asta e așa un aspirator de rechizite. Și după trece o zi și mă duc la ea și zic, auzi, știu că sigur l-ai la tine, că ai același penar, markerul, mi-l vreau înapoi. Și se uită așa la mine, zice, Iulia, zic, da, ce s-a întâmplat? Iulia, nu pot să-ți dau markerul înapoi. De ce nu poți să-mi dai? Nu l-ai la tine? Iulia, eu m-am masturbat cu markerul tău. Mă uit așa la ea. Ce ai făcut? Iulia, eu m-am dezvirginat cu markerul tău. Rămân așa mască. Uite așa la ea, eu zic, cum adică te-ai dezvirginat cu markerul meu? Zice, uite așa bine că nu știu ce, și mă gândeam în mintea mea, bă, ăla e mic, e pătrat, e ciudat, adică, cum? Și ea îmi spunea că nu, insista că s-a dezvirginat cu markerul meu, dar dacă îl vreau înapoi, mi-l dă, am zis, nu, mulțumesc, păstrează. Da, rigla și restul presupun că sunt în aceeași situație. Pe aceea, aproximativ. Mă uit la ea, zic, du-te, frate, pe pustin, consideră-le ale tale pe veci. Ea începe să râdă, da. Și aparent, fata asta are foarte multe chestii cu dezvirginarea. Țin minte că, la un moment dat, a făcut... Trebuia să sărim pe capră la sport și după să facem șpagatul, adică să aterizăm pe jos, sar pe capră, aterizez în picioare și după faci șpagatul așa, random. Și tipa asta a făcuse șpagatul și a început să-i curgă sânge dintre picioare după ce a făcut șpagatul și noi am întrebat-o ce-i pățit, ce ne-a zis, m-am dezvirginat. Ei bine, acesta a fost și story time-ul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și ne vedem în următorul clip. Pa!